școala te poate educa perfect. Aici intervine, are rol și familia și foarte mare atenție că majoritatea de copiii la școală, îi iau la școală și atât. Nu. Rolul familiei este important în educație. Trebuie să înțelegem și lucrul ăsta, pentru că altfel cum să, nu pot să definitivez totul. E nevoie de înțelegere, e nevoie de susținerea copilului, e nevoie de multă, mult lucru pe emoțional, până la urmă, pentru că școala ție îți dă o curiculă, cumva, dar nu te pregătește pentru viață. Când e un melanj în cetele, un mix între cele două, familie și, și școală, ca să completeze educația. Dar și școala are foarte multe lipsuri și, uite, vorbeam mai devreme de lipsa personalului. Noi nu găsim profesori calificați la început de an pentru toate disciplinele, dar gândiți-vă că sunt școli care au nevoie de consilier, care au nevoie de psiholog. Ați văzut ce se întâmplă, că nu ne pot deporta până la urmă, că nu au portat. Nu, adică, da, mai intră oricine vrea, pentru că ne aducem aminte. Au fost tot felul de discuții și e un mare scandal pentru deblocarea unui astfel de, de post. Spre exemplu, sunt școli, că acum e învățământul acesta integrat, unde trebuie să participe și copiii cu, cu CES. Și un copil cu CES are parte de o oră pe săptămână alături de un profesor itinerant. Profesor itinerant care mai are, și dacă are nenorocul, are vreo 3-4 școli prin județ. Imaginați-vă ce agenda trebuie să-și facă, ce planificare trebuie să-și facă profesorul ăla, ca să meargă prin toate școlile și o metodă aici, o metodă acolo, el nu poate să se organizeze nicăieri. El merge doar cu o geantă, cu un manual și 3 fișe în ghiozdan. N-are un laborator, dar cunosc școli unde un astfel de profesor ține lecțiile în cancelarie cu un astfel de, de elev, cum se simte elevul acela și cu cerințe educaționale speciale când stă alături de alți profesori, când el are nevoie de anumite metode ca să, să parcurgă. Despre asta e vorba. Vedem ce se întâmplă prin licee, bătăile între elevi, scandalurile și așa mai departe. Dacă nu avem profesori, dacă nu avem psihologi și consilieri, de cele mai multe ori sunt elevi în clasa 12-a, nu știu ce pot să fac. Exact, consilieri vocaționali care te pot, îți pot determina da. Stadiul în care ești, pregătirea pe care ai făcut-o și să-ți dea o idee despre ce ai, ce ai putea să faci cu ceea ce ești tu. Da, dacă vii... Ceea ce dorești să vede, să se, să se mixeze lucrurile astea între, între ele, ca să poată să-ți dea seama ce își dorește copilul, că poate nu știe că e talentat la ceva. Deci,